Ora 15, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Studioului Politic. Sunt Anca Suciu. Senatul a fost convocat astăzi în sesiune extraordinară de o zi. Aceasta înseamnă că senatorii ar fi trebuit să vină la muncă din vacanță parlamentară, măcar pentru câteva ore, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, convocarea nu a fost făcută pentru desființarea secției speciale pentru investigarea magistraților, așa cum se angajaseră în urmă cu câteva săptămâni liderii coaliției. Care a fost motivul ședinței de astăzi, de fapt, și cum s-au desfășurat lucrările? Colega mea, Andreea Dumitrescu, ne dă toate detaliile. Te ascultăm, Andreea. Bun găsit tuturor! Astăzi Senatul s-a reunit în sesiune extraordinară pentru a introduce în circuitul parlamentar ordonanța de urgență adoptată de către guvern cu privire la intervențiile rapide în privința urșilor care ajung în zonele locuite și pot pune în pericol viața oamenilor, precum și bunurile acestora. Era o procedură necesară pentru ca această ordonanță de urgență să poată produce efecte fără probleme și să poată fi aplicată. Ei bine, în acest context, ar fi trebuit astăzi ca senatorii să fie prezenți, să voteze un program de lucru, o ordine de zi, însă acest lucru nu s-a întâmplat. La ședința conducerii Senatului au fost prezenți doar 3 senatori, iar la lucrările plenului au fost în sală doar 7 senatori din cei peste 136 de aleși ai Camerei Superioare. Restul au fost sunați de angajații Senatului pentru a și exprima votul cu privire la programul de lucru al acestei sesiuni extraordinare, care, așa cum vă spuneam, a durat o singură zi, a fost convocată preț de câteva ore pentru a îndeplini aceste chestiuni procedurale. A durat o oră și jumătate plenul pentru a putea fi sunați toți senatorii care nu au răspuns neapărat la primul apel făcut de angajații Senatului, de aceea lucrările s-au întins un pic mai mult. Așa cum spuneai și tu, Anca, această sesiune extraordinară ne așteptam cu toții să fie convocată mai degrabă pentru desființarea secției speciale pentru investigarea magistraților, un obiectiv asumat de către coaliție încă din campania electorală și un obiectiv care nu au reușit să îl atingă nici până acum, pentru că aceștia nu reușesc să se pună de acord asupra formei prin care să fie desființată secția specială a magistraților. Acest subiect a fost discutat inclusiv în ultima ședință a coaliției. S-au propus noi variante pentru elaborarea acestui proiect legislativ. Vor mai fi discuții, cel mai probabil undeva la mijlocul lunii august să se ajungă la un acord, iar de o sesiune extraordinară puțin probabil să mai vorbim pentru acest subiect. Mulțumim, Andreea. În prima parte a emisiunii discutăm cu Dragoș Pâslaru, europarlamentarul USR Plus, lider al USR Plus. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Despre ce ne-a povestit Andreea Dumitrescu, această secție specială, triumfalistă, aș spune, au fost declarațiile liderilor USR Plus la finalul sesiunii parlamentare, început de vacanță, va exista sesiune extraordinară. Și mai apoi o declarație a lui Cristian Ghinea, îi rog pe colegi să ne ajute și cu acea declarație, care spune: cuiul lui Pepelea este secția specială, UDMR nu vrea să desfințeze această secție specială. Ce se întâmplă? Factual, declarațiile pe care le-ați citat sunt corecte, în sensul că în cadrul coaliției UDMR a respins într-o primă fază varianta pe care ministrul Justiției a propus-o, ceea ce cred eu că ar trebui să fie de interes pentru cei care ne urmăresc este că sunt progrese. Sunt progrese însemnând că ca urmare a discuțiilor din coaliție s-au venit cu propuneri alternative de text, de amendamente, care să poată să fie, pe baza discuțiilor din coaliție, agreate și astfel încât să avem până la urmă acest obiectiv important, pe care nu numai noi în programul de guvernare îl susținem, dar este de altfel motivat și de reacția organismelor internaționale. Din moment ce astăzi au fost 3-4 parlamentari la muncă, nu ne așteptăm ca sesiune extraordinară pe desfințare secției speciale să fie convocată. Nu cred că va fi, sau dacă va fi, oricum vom afla cu toții, dar nu cred că va fi o sesiune extraordinară, dar cert este că ne apropiem de o înțelegere în coaliție. Evident, trebuie să vedem efectiv când au loc următoarele întâlniri, dar ne apropiem de o înțelegere în coaliție, după părerea mea, pe acest subiect. Vă întreb și pe dumneavoastră lucruri care au mai fost vehiculate în spațiul public. Dacă așa este, parlamentarii USR Plus, nemulțumiți de castanele, dacă e să-l citesc pe Dan Barna, pe care și le iau USR Plus din partea PNL, dar și din partea UDMR. În orice coaliție de guvernare,
cu mai multe partide, evident că de-aia este coaliție, există niște mici ghionturi sau castane, cum le spuneți, politice, în sensul că fiecare din partide încearcă oarecum să tragă pe spuza sa meritele și respectiv să devieze oarecum atunci când lucrurile nu se întâmplă către ceilalți parteneri din coaliție. Ceea ce e important, și asta este un lucru pe care nu îl avem doar în România, oriunde în lume unde avem astfel de coaliții, este concentrarea pe obiectivele majore ale guvernării. Și atâta timp cât guvernul livrează și, într-adevăr, își asumă programul de guvernare, toate aceste mici ghionturi devin, de fapt, irelevante. Ceea ce este foarte important de știut este că în această perioadă, evident, există în cadrul PNL alegeri interne și în USR Plus există alegeri interne, poate de o mai mică anvergură în materie de ecouri sau reverberații în societate, dar ceea ce este foarte, foarte important, și asta vă pot spune pentru că am asistat la discuții în ceea ce privește pașii următori, concentrarea guvernului pe obiectivele sale este o prioritate care va face să aceste mici ghionturi sau castane să fie irelevante din punctul meu de vedere. Deci e foarte important mesajul pentru cetățeni. Într-adevăr, au vă fost... Vă deranjează, vă împing spre ieșirea de la guvernare? Nu se pune problema așa ceva. Nu se pune problema. Există aici o responsabilitate politică. În momentul în care intri la guvernare, îți asumi un mandat responsabil și atunci e evident că nu se pune problema ca în... virtutea unor chestiuni de ego sau de mici ghionturi, să spunem, să lași la o parte, de fapt, misiunea ta cea mai importantă, și anume soarta cetățenilor în România și progresul, modernizarea României. Asta este mandatul pe care ni l-am asumat odată cu acest guvern. Cum interpretați dumneavoastră declarațiile premierului în maniera remanierilor? Premierul a spus tot timpul că are de partea sa Constituția. De cealaltă parte, au fost două precedente, Vlad Voiculescu și Alexandru Nazare, miniștrii care au fost remaniați, așa cum a spus-o premierul, având în spate Constituția și că e decizia lui. Dar a creat nemulțumire când a fost vorba de ministrul dumneavoastră în USR Plus, când a fost vorba de ministrul PNL în PNL. Ce condiții așteptați să fie respectate într-o posibilă discuție, într-o viitoare remaniere? Pentru că zvonuri, astfel de discuții sunt în partide, se aude, că ar bate vânt de remaniere în guvern. Astăzi da, mâine ba, astăzi un ministru de la USR Plus, mâine de la PNL, dar ce vă așteptați din partea premierului? Pentru că episodul cu Vlad Voiculescu a fost episodul în care USR Plus l-a făcut zombie politic pe Florin Cîțu, în care i-a cerut retragerea sprijinului politic al PNL. Acum, cum se va purta discuția? În primul rând, există o diferență între cele două cazuri. Cazul Vlad Voiculescu a determinat, de fapt, semnarea protocolului la nivelul coaliției, care stipulează modul în care, în cadrul coaliției, poți să faci remaniere ministerială. În cazul ulterior, cel al ministrului finanțelor, domnul Nazare, aici a fost un lucru care mai degrabă a fost pe linia partidului care a propus primul ministru și din care face parte primul ministru. Cu alte cuvinte, ceilalți parteneri de coaliție nu au fost afectați direct, astfel încât să se interpreteze că este o încălcare a protocolului. Deci, din perspectiva USR Plus, protocolul este valabil, este stabilit și ne așteptăm ca el să fie respectat. Mai mult, pentru toți cei care aud aceste zvonuri și, evident, se vehiculează foarte multe nume și portofolii cum ar care intra într-o posibilă remaniere, mesajul este foarte clar. Nu există niciun fel de discuție oficială la nivelul coaliției cu privire la o astfel de remaniere. Discuțiile cu privire la posibilă lucruri, astea sunt deja speculații. Deci eu aș merge pe ceea ce se discută în acest moment. Nu se pune problema unei remanieri, protocolul este în vigoare, așteptarea în cadrul coaliției este ca el să fie respectat. Ce va însemna acest protocol în sensul deciziei? Așteptați doar, acceptați doar să fiți informați de premier că urmează să facă o remaniere sau decizia de a remania acel ministru, de a-l înlocui? Da? De a-l păstra sau nu, de a nu-l păstra în funcție să aparțină USR Plus? Protocolul este destul de clar. În primul rând, în cazul unei propuneri din partea primului ministru de remaniere, ar trebui să existe o evaluare. Evaluarea respectivă ar trebui prezentată în coaliție, ar trebui să existe o discuție la nivelul coaliției, iar în funcție de rezultatele discuției la nivelul coaliției, o remaniere ar putea sau nu ar putea să se întâmple. Din acest punct de vedere, există oarecare predictibilitate, adică nu ne mai așteptăm ca peste noapte să se întâmple lucruri cum au fost întâmplate în cazul lui Vlad Voiculescu. Din perspectiva partidului pe care îl reprezint, lucrurile sunt, repet, foarte, foarte simple și clare. Declarațiile pe care le-am auzit într-o parte sau în cealaltă referitor la ce s-ar întâmpla dacă s-ar întâmpla, asta, repet, sunt lucruri care sunt pe principiul drobului de sare. Deocamdată, guvernul este stabil,
în ciuda alegerilor interne, ne concentrăm și asta este obiectivul principal pe reformele pe care le-am avut. Acum, pe lângă faptul că avem angajamente din programul de guvernare, avem și Planul Național de Redresare și Reziliență, care are în sine, preluate din programul de guvernare, niște reforme. Miza devine mult mai mare. În funcție de aceste reforme, avem 29 de miliarde de euro care sunt pe masă puși de Uniunea Europeană. Deci nu cred că mai există foarte multă marjă de manevră de a ne ocoli aceste reforme pe care le-am pus pe masă. Lucrurile devin din ce în ce mai clare, obiectivele sunt clare, banii vin la societate. Dacă nu apare această predictibilitate din partea premierului, care va fi reacția? Eu cred că în acest moment premierul, fiind și în alegeri interne în cadrul Partidului Național Liberal, evident are nevoie să expună o anumită forță politică și cumva să emane această hotărâre care să îi atragă avantaje în competiția electorală în PNL. Este absolut de înțeles pentru oricine urmărește lumea politică. În materie de modul în care creezi percepția, trebuie să demonstrezi că ai forța și că toate lucrurile sunt, pâinea și cuțitul sunt la tine. De aceea nu mă surprinde faptul că există declarații îndrăznețe sau... Le percepeți doar a fi declarații? Da, da. Sunt declarații politice menite să-i consolideze poziția de forță în cadrul acestor alegeri, dar dacă avea ceva să ne transmită cu privire la intenții clare de remaniere sau de reconfigurare, lucrurile acelea s-ar fi transmis. Iar dumneavoastră în mass media ați fi știut dacă o astfel de discuție ar fi avut loc. Asta este un lucru pe care sunt convins. Recent, premierul a vorbit de execuția bugetară, de miniștri care ar trebui să fie responsabili dacă nu și-au cheltuit banii. Emoții sunt la ministrul USR Plus? La ministrul USR Plus. Ministerul Sănătății, execuție bugetară 120%. Deci nu se pune problema. În celelalte ministere, transportul, 93%, deci discutăm de multe ministere peste 90%, singura, să zicem, excepție ar fi Ministerul Economiei, care are o execuție bugetară mai scăzută, dar acolo lucrurile sunt din cauza acelor scheme faimoase, dintre care schema pentru sectorul Horeca, care cumva a fost întârziată prin schimbările legislative care au avut loc pentru a reconfigura măsura. Deci nu există vreun temei de a imputa miniștrilor că banii n-au fost folosiți adecvați. Apropo de rectificare, ceea ce este foarte important e că, și asta e important pentru toată lumea să știe, că banii de care discutăm acum la rectificare și cerințele ministerelor pentru rectificare sunt în mare majoritate legate de investiții. Și asta este cumva aliniat cu narativul pe care primul ministru l-a sugerat în ultima vreme, arătând că în primul trimestru creșterea economică și performanța României s-a bazat pe investiții, și ceea ce ne dorim în coaliție și este și evident, punctul de vedere la unison al miniștrilor USR Plus este să continuăm această politică de investiții. Ați pomenit și de PNRR, mare fierbere în tabăra liberală în privința acestui PNRR. Credeți că ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, va fi găsit responsabil în vederea unui răspuns care nu e favorabil pentru România? Încă așteptăm acest răspuns? Aici, cumva, venind de la Bruxelles, vă pot reexplica puțin unde stăm. România este într-un grup de state care a depus planul un pic după data inițială la care se puteau depune. Deci nu este un caz izolat, nu este în situația că nu l-a depus. Așteptăm ca luna septembrie să se încheie valoarea din partea Comisiei, după aceea intrăm în procesul prin care ni se va acorda prefinanțarea. Nu există niciun fel de temei să credem că vom avea un obstacol major în adoptarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Sunt în continuare, și vreau să fie foarte clar, discuții evident tehnice la nivelul Comisiei cu privire la diversele componente, mici ajustări care sunt firești, pentru că, și asta e bine iarăși să precizăm, odată ce planul este aprobat, nu mai există după aceea verificare de facturi sau tot felul de proceduri administrative, banii după aceea curg în funcție de obiectivele pe care le îndeplinești și atât. Deci, banii sunt angajați. Să vă pun o întrebare mai directă. Da. Cristian Ghinea sau Claudiu Năsui, de exemplu, dacă ar fi pe lista de remaniere a premierului, cum ar reacționa USR Plus? Da. Ar fi motiv de rupere a coaliției? În primul rând, nu contează despre care din miniștrii discutăm. Ceea ce este important e că aceeași procedură. Ne-am aștepta ca dacă există vreo problemă cu activitatea vreunuia din miniștrii, să existe o evaluare a activității acestor miniștri, această evaluare să fie deschisă și nu una ascunsă, să fie discutată în coaliție. Mă întreb doar câteva minute, pentru că face declarații premierul chiar acum, să-l ascultăm pe Florin Câțu. Sare a Comitetului Interministerial pentru Monitorizarea Implementării Proiectului România Educată,
Știți foarte bine că este un proiect foarte important pentru noi. În PNRR sunt alocate peste 3,6 miliarde de euro pentru acest proiect. Din comitet fac parte Ministerul Educației, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului. În plus, la lucrări participă în calitate de membri vicepremierii Guvernului. Conducerea este asigurată de prim-ministru în calitate de președinte și de ministru educației în calitate de vicepreședinte. Administrația prezidențială are un statut de invitat permanent. Dar, foarte important, la lucrările comitetului pot participa în calitate de invitați, experți în educație și reprezentanți ai societății civile. Contez foarte mult pe aportul acestora, experți în educație și reprezentanții societății civile, la implementarea cu succes a acestui program. În ședința de guvern de astăzi, am aprobat o ordonanță de urgență pe care am anunțat-o de ceva vreme, era blocată în avizare, am deblocat-o, prin care vom da posibilitatea unităților administrativ-teritoriale să se împrumute de la trezoreria statului. Suma despre care vorbim este de 630 de milioane de lei. Ordonanța reglementează posibilitatea accesării de împrumuturi la dobânzi de 1% până la 1,5% în funcție de perioada de rambursare contractată de până la 3 ani și respectiv de până la 5 ani. Detaliile veți vedea, dar este un lucru așteptat, o ordonanță așteptată de foarte multe dintre UAT-urile din România. Săptămâna trecută am anunțat că vom oferi sprijin financiar pentru unitățile de învățământ afectate de inundații. Astăzi am adoptat hotărârea de guvern. Este vorba de 12 unități de învățământ din județele Alba și Cluj, afectate de inundațiile din această lună. Este vorba de 1,5 milioane de lei de la buget de stat, care se vor duce către bugetele locale pentru executarea lucrărilor de investiții necesare, refacere și punere în siguranță a infrastructurii școlare pentru 12 unități, așa cum am spus. Detaliile sunt la Ministerul Educației. Și, nu în ultimul rând, este aici și domnul secretar de stat, Raed Arafat, care va veni cu detalii. Am aprobat măsurile de relaxare a restricțiilor de la 1 august. Relaxare este un cuvânt puternic astăzi, pentru că nu se relaxează foarte mult aceste măsuri, multe dintre ele sunt menținute, dar aș menționa activitățile culturale, artistice și de divertisment organizate în spații deschise cu participarea cel mult 75.000 de persoane în localitățile cu incidență mai mică sau egală cu 2/1000 de locuitori. Este foarte important, iar o condiție importantă, participanții trebuie să fie vaccinați, trecuți prin boală sau testați. Competiții sportive în spații închise sau deschise, permise cu spectatori până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de un minim un metru între persoane și dacă incidența în localitate este mai mică de sau egală cu 2/1000. Activitățile din baruri, cluburi, discoteci și săli de jocuri până la capacitate maximă a spațiului închise în interval oral 5-2. Rămâne ora 2, nu am prelungit. Dacă incidența este mai mică sau egală cu 2/1000, și aici, atenție, participarea este permisă doar pentru persoane care sunt vaccinate. Așa era și până acum, nu se schimbă nimic. Dacă sunt întrebări. Și după aceea, domnul Arafat va intra în detalii despre această hotărâre de guvern. Marina Cioca, România TV, bună ziua! Bună ziua! Am văzut ieri, domnule premier, că nu ați fost prezent la ședința Coaliției de Guvernare, însă liderii Coaliției și Ministrul Sănătății au venit mai multe propuneri de măsuri restrictive pentru românii care nu sunt vaccinați, de exemplu medicii să fie nevoiți să se testeze la câteva zile, costurile să fie suportate din buzunarul propriu. De asemenea, am văzut o altă măsură, ar viza românii nevaccinați care nu ar mai avea acces în mall-uri, de exemplu, la final de săptămână, dar și mai multe măsuri de stimul ale campaniei de vaccinare, o loterie cu premii sau bonuri valorice. Cum vedeți dumneavoastră aceste măsuri? Este foarte bine că se încearcă sau se vine cu propuneri care să ajute, eu sper că merg în direcția ajutării campaniei de vaccinare. Cu unele dintre ele sunt de acord, cu unele nu sunt de acord. Așteptăm în discuții cu specialiști. Am avut o discuție astăzi cu doamna ministru a Sănătății referitor la aceste măsuri.
Eu cred că vom merge pe principiul pe care am mers și până acum și le vedeți și în aceste hotărâri ale CNSU. Cred că acolo este clar că vrem să, în continuare, să menținem economia deschisă, să nu creăm aceste probleme, dar în același timp, dacă există și specialiștii ne spun că această campanie de vaccinare care salvează vieți, poate să fie ajutată de măsuri bonificatoare, care dau, nu știu, un premiu și așa mai departe, putem să ne uităm și la aceste măsuri, aștept să văd concret soluțiile. Pe partea cealaltă, eu nu aș spune măsuri restrictive dacă vorbim de personal medical care trebuie testat dacă nu s-a vaccinat, pentru că este vorba de relația cu pacienți și acolo lucrurile sunt puțin mai sofisticate, dar vreau să văd întâi propunerile în detaliu și apoi le vom aproba. După ce le aprobăm, le și discutăm. Le vom prezenta public. Marganițu, Alef News. Domnule premier, ce explicații aveți dumneavoastră pentru ratarea țintelor de vaccinare în afară de rata de incidență scăzută? Și cum răspundeți partenerilor de coaliție care spun că și dumneavoastră trebuie să vă asumați acest eșec, spunând că ați lăsat vaccinarea pe mâna armatei care asigură logistica, dar nu se pricepe la marketing? Acestea au fost niște ținte pe care le-am creat așa din neant. Sunt obiective care au venit în funcție de după ce am discutat cu specialiștii. Ceea ce face guvernul și ce am făcut foarte bine a fost să creăm condițiile pentru a avea vaccinați și 5 milioane și 10 milioane de oameni. Am achiziționat dozele de vaccin, am creat spații de vaccinare, am ajuns de la 150.000 sau posibilitatea să avem 150.000 de persoane vaccinate pe zi. Repetăm, în România vaccinarea nu este obligatorie. Deci tot ceea ce a ținut de guvern de a crea condițiile de a avea aceste persoane vaccinate, aceste numere de persoane vaccinate, am făcut. Până la urmă, toate aceste campanii de vaccinare este susținută doar de guvern într-o societate în care avem foarte multe mesaje împotriva guvernului, e mai complicat de dus. Aș vrea să văd din partea cealaltă, din partea celor care critică și susținerea campaniei de vaccinare. Aș vrea să văd mai mult din partea societății civile a susținerii de campanie de vaccinare, nu doar să ne uităm la guvern. Eu sunt un liberal convins, am spus de fiecare dată că statul nu este cel mai bun administrator al resurselor, de aceea noi suntem pentru o administrație suplă, eficientă, dar cred foarte mult în mesajele care vin din societatea civilă, în mesajele care vin din sectorul privat și aș vrea să văd mai multă responsabilitate și mai multe de astfel de mesaje. De criticat e foarte ușor să criticăm, dar aș vrea să văd această campanie pozitivă, pentru că până la urmă este vorba de salvarea vieților în România. Mulțumesc. Domnule premier, dar știți că și dumneavoastră că toate previziunile, atât ale agențiilor de rating, Fondul Monetar Internațional, chiar și BNR, există rezerve negative cu privire la țările care nu se vaccinează. Vă este teamă că FMI va scădea procente din creșterea economică? Nu, veți vedea că FMI va crește procente din creșterea economică. Mulțumesc mult! Bună ziua, Dorian Necula, cu Inius.ro. Domnule premier, ieri ați anunțat că în România a făcut în primele 6 luni investiții de peste 21 de miliarde de lei. 21,3 miliarde. La începutul anului, prin legea bugetului de stat, v-ați asumat 61,4 miliarde de lei investiții. Cum vedeți dumneavoastră acest procent în comparație cu ținta pe care v-ați promus-o la începutul anului? Sunteți mulțumit de investițiile făcute de către administrația centrală și cea locală? Pe de o parte, dacă mă uit relativ la ce s-a întâmplat anul trecut cu investițiile și față de ultimii 10 ani, da, investițiile sunt la un nivel record, sunt mai mari ca anul trecut cu 5 miliarde de lei. Dacă mă uit la execuția bugetară, și așa am spus și ieri, se poate mai bine, se putea mai mult. Am avut o discuție astăzi la finalul ședinței cu colegii mei din guvern despre execuția bugetară, unde am prezentat faptul că sunt multe proiecte care au fost în buget și au execuție aproape zero și ceea ce nu este admisibil din punctul meu de vedere, trebuie revăzută
s-au revăzut modul în care a fost programată execuția bugetară pentru mai multe ministere. Deci, din acest punct de vedere, trebuie făcut mai mult. Care sunt cauzele că nu s-a atins această o țintă mai bună la primele 6 luni? Nu vorbim nici de jumătate, doar de 25, aproximativ 25% pentru investiții. Eu astăzi am spus colegilor să se ducă să revizuiască, să vadă ce s-a întâmplat în primele 6 luni de zile, de ce nu s-au făcut unele proiecte. Cred că sunt mai multe cauze, nu le avem acum, dar trebuie să ne uităm la partea bună. Avem un an record de investiții din nou. E adevărat, noi 64 de miliarde, e o sumă foarte mare. Vom atinge acest rezultat la finalul anului. Trebuie doar accelerat în partea a doua anului. Față de anul trecut, suntem mai sus cu 5 miliarde de lei. Dacă îmi permiteți o ultimă întrebare despre fondurile europene. Sunt mai mulți colegi, dar haideți, aș vrea să facem două întrebări. Da? Referitor la fondurile europene, potrivit execuției bugetare publicate ieri de Ministerul Finanțelor, s-au absorbit aproximativ 12,5 miliarde de lei. Ținând cont că în legea bugetului v-ați asumat peste 40 de miliarde de lei că veți absorbi. De ce această discrepanță mare între ce vă propune și ce realizați în primele 6 luni? Nu este discrepanță mare. Știți foarte bine că execuția bugetară este trimestrializarea. Poate că a fost acolo o discuție. Se va recupera în partea a doua anului, cu siguranță. Bună ziua, Alex Lădescu, Antena 3. Cei din Horeca au avut astăzi o conferință în care au prezentat și o măsură, având în vedere că tot discutați de execuția bugetară, impozitarea bacșișului. Spun ei că dacă bacșișul ar fi impozitat cu 10%, statul român ar putea să primească 5 milioane de lei într-un an și, în plus, ei ar putea să ofere salarii mai mari. Luați o astfel de măsură în calcul? Aș vrea să discut acest lucru și cu cei care primesc bacșișul și să văd dacă ei sunt de acord. Eu știu această măsură, am mai văzut-o. Sunt de acord cu a avea o transparentizare a bacșișului, dar cu impozitarea știți foarte bine că am rezerve de fiecare dată. Când introducem taxe, efectele sunt directe și indirecte și până la urmă aș vrea să știu care este impactul indirect și asta nu mi-l spune nimeni deocamdată și aș vrea să discut cu ei despre asta. Și legat de pensii, pentru că suntem la jumătatea anului, ne puteți garanta în acest moment, așa cum arată cifrele execuției bugetare pe care le-ați văzut deja, că pensiile vor crește anul viitor? Avem un calendar deja prezentat în strategia fiscal-bugetară și ne vom ține de acel calendar. Mulțumesc! Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. O să revin la întrebările legate de stimulentele pentru campania de vaccinare, pentru că mulți epidemiologi spun că ar trebui ca astfel de măsuri care să stimuleze vaccinarea ar trebui luate repede, pentru că atunci când valul 4 va fi la vârf, oamenii să fie imunizați, e nevoie de 30 de zile pentru așa ceva. Când credeți că ar fi aprobate aceste stimulente? Când urmează să fie aprobate? Când să se aplice? În momentul în care vor avea o formă finală și un buget și vom vedea cum vor fi integrate în rectificarea bugetară, ele pot fi aprobate. Eu m-am uitat și în alte țări și am văzut că astfel de măsuri au fost folosite prin anumite țări, dar nu foarte mult. Nu este o practică care a demonstrat că va duce la creșterea dramatică sau semnificativă a vaccinării. Dar, repet, dacă specialiștii susțin că este o măsură care va duce la creștere, ne vom uita și noi. Până la urmă, aș vrea să mă uit de fiecare dată când e vorba de banul public, că impactul este unul în care nu doar irosim resurse, ci că avem și un impact pozitiv pentru banul public. Președintele PNL spune ieri la finalul ședinței de coaliție că s-a agreat un plafon pentru aceste cheltuieli cu stimulentele de 200 de milioane de lei, care să fie inclus în rectificarea bugetară. Nu am auzit această cifră de 200 de milioane de lei, eu am auzit o cifră de 2 milioane de lei. Puteți să repetați? Nu s-a auzit. Am auzit o cifră de 2 milioane de lei, nu de 200 de milioane de lei. 200 de milioane de lei este prea mult. Eu revin la ce am spus și ieri. La începutul anului mi-a fost prezentată o strategie de la Ministerul Sănătății prin care ofeream stimulente medicilor de familie care să intre în campania de vaccinare. Am fost de acord, sumele erau foarte mari, vorbim de ordine de miliarde de lei, peste 1 miliard de lei parcă, și totuși campania nu a dat rezultatele pe care le-am constatat. De aceea sunt sceptic. Dar de fiecare dată ascult argumentele, le văd și vedem dacă soluția este până la urmă una pe care agreăm cu toții, împreună cu specialiștii, voi fi de acord. Dar rezultatul este cel care contează. Până acum, o parte din aceste strategii nu au dat roade, deși eu am alocat resursele. Și vedeți,
Când aloci astfel de resurse, trebuie să le iei de undeva și nu le pui în altă parte. Poate puteam să investim banii aceia în altă parte. Deci credeți că 2 milioane ar fi de lei, ar fi o variantă? Era vorba de niște, da, era vorba de niște vouchere și erau 2 milioane, nu 200 de milioane. Declarații, premierul Florin Câțu vorbește despre posibilitatea de a se acorda o serie de stimulente astfel încât campania de vaccinare să fie impulsionată în România, face o paralelă cu ce s-a întâmplat la începutul anului, stimulente pentru medici de familie, pentru a susține campania de vaccinare. Premierul spune că rezultatele nu au fost cele scontate, deși au fost alocate resurse financiare și referitor la propunerea ministrului Sănătății ca medicii să fie testați periodic, aceia care nu se vaccinează și intră în spital, susține că în acest moment nu are propunerea detaliată și nu prea ar fi de acord cu această decizie, dar nu s-a pronunțat că e da, că e ba. Revenind după o scurtă pauză, rămâneți alături de noi. Bine v-am regăsit la Studio Politic, alături de noi Dragoș Pâslaru, europarlamentarul SR+. Mulțumesc! Alina Gorghiuni se alătură din partea PNL. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Și Sava Oton, prin Skype, din partea UDMR. Bună ziua! Bună ziua! Aș începe, Alina Gorghiu, cu dumneavoastră. Declarațiile lui Florin Câțu. În ultima perioadă au făcut vâlvă declarațiile care duc înspre ideea de remaniere. Miniștrii responsabili de execuția bugetară, miniștrii care nu au cheltuit, de fapt, ce și-au asumat. Există posibilitatea, pentru că liberalii vorbesc inclusiv de posibilitatea ca ministrul agriculturii să fie schimbat. Remanierea va fi discutată la partid sau este apanajul premierului? Cred că discuția asta a mai avut loc de fiecare dată, de fapt, când un premier îndrăznește să eficientizeze activitatea unui cabinet, se pune problema cine are această prerogativă. Evident că premierul este cel care face evaluarea, evident că o face în urma unui dialog cu coaliția. E un guvern de coaliție formată din trei partide și atunci acest dialog e necesar. Am avut un episod în care probabil că acest dialog a fost cu ușoare sincope, dar astăzi suntem cu o activitate guvernamentală, mai ales pe Ministerul Sănătății, eficientă, funcțională. Motiv pentru care dați-mi voie să cred că această analiză este absolut obligatorie. Eu mi-aduc aminte de declarațiile lui Florin Câțu la momentul prelorii acestui mandat. N-a făcut un secret pentru nimeni că activitatea fiecărui ministru va fi judecată, analizată în funcție de niște parametri pe care i-au fixat împreună. Obiectivele le-au fixat împreună. Programul de guvernare îl știe fiecare ministru, îl știm noi cu toții și trebuie îndeplinită fiecare prevedere de acolo. Ca atare sunt criterii obiective de evaluare. N-are nimeni complexul remanierii cuiva. Toată lumea știe că remanierea nu e o pedeapsă, este o pârghie prin care aduci mai multă eficiență, transparență, o activitate mult mai bună în guvern. Dar inclusiv Ludovic Orban l-a criticat pe Florin Câțu pentru ultima remaniere a lui Alexandru Nazare. A ridicat o sală întreagă la alegeri județene ale unei organizații PNL. Se-l aplaude pe Alexandru Nazare pentru cât de bun a fost ca ministru și că decizia a fost incorrectă din partea premierului pentru că nu exista girul partidului. O să vă răspund astfel încât să nu se supere Ludovic Orban pe mine și o să încerc să nu fac știre din asta, dar o să vă spun așa. Până pe 25 septembrie sunt absolut convinsă că domnia sa va avea foarte multe observații la adresa activității guvernului. Eu și cei din cabinet încercăm, sunt convinsă că la fel și Florin Câțu, să preluăm constructiv toate aceste observații ușoare critici din partea domniei sale, dar sunt absolut convinsă că știe și dânsul care este realitatea. Niciun premier nu schimbă vreun ministru dacă este performant. În definitiv, noi toți decontăm activitatea guvernului. Suntem toți membri ai Parlamentului Național European, cu toții ne dorim un guvern performant, iar performanța unui cabinet o evaluezi în funcție de gradul de îndeplinire al programului de guvernare. PNL în acest moment este ignor potențialul de conflict, dar sunt absolut de acord cu Florin Câțu că trebuie să facă această evaluare. Cine nu a cheltuit banii trebuie să explice de ce nu i-a cheltuit. Până la congres vor mai fi remanieri. Are acest
drept rămânirile se pot întâmpla oricând, dar, repet, fără niciun potențial de inflamare a partenerilor, fiecare trebuie să fie informat, trebuie să existe dialog, trebuie să existe argumente, trebuie să existe de partea cealaltă înțelegere că ne dorim o activitate eficientă în guvernare. Rămânirea poate să se întâmple oricând, se pot întâmpla deficiențe de parcurs, pot fi gafe guvernamentale, nu este un guvern perfect, dar este un guvern de bună credință care dorește să-și desfășoare activitatea așa cum s-a angajat, ducând la îndeplinire obiectivele esențiale din programul de guvernare. Vice-liderul deputaților UDMR, Sava Odon, este în direct de asemenea cu noi și aș vrea să știu și opinia dumneavoastră cu privire la declarațiile din ultima perioadă ale premierului pe remaniere, pentru că au dat naștere mai multor speculații în interiorul partidelor, pe holuri, în spatele ușilor închise, să folosim așa o expresie folosită de jurnaliști. Sunt destui parlamentari, destui politicieni care spun că există posibilitatea să urmeze noi remanieri până la congresul PNL din 25 septembrie, dacă ar fi o greșeală politică sau nu. Și ce așteaptă UDMR în situația în care vreunul dintre miniștrii remaniați va veni de la UDMR? Lucrurile, că eu cred că au fost tranșate în momentul în care a existat oarecare criză, în perioada când domnul ministru de la Sănătate, Vlad Voiculescu, a fost remaniat. Atunci a existat o înțelegere și protocolul politic semnat a fost completat de către toată lumea. Premierul a fost prezent și a fost alături de liderii partidelor politice în fața presei și a asumat acea decizie comună luată de către toți. Eu cred că lucrurile în momentul de față sunt clare. Nu există guvern de tehnocrați. Acest guvern nu este un guvern de tehnocrați. Sunt trei partide care susțin guvernul. Guvernul este unul politic. Discuțiile sunt foarte clare în continuare. Premierul are rolul constituțional de a decide remaniarea unui ministru, dar susținerea politică și dialogul politic cu formațiunea care a nominalizat persoana respectivă trebuie să existe. Aceste lucruri au fost foarte clar, după părerea mea, discutate în momentul din aprilie și eu cred că aceste lucruri vor fi în continuare la fel de clar menținute de către toată lumea. Ei, că este fericit sau nefericit dacă se întâmplă până la congresul PNL, acesta este o analiză pe care trebuie să o realizeze premierul și nu cred că își dorește fragilizarea nici în stânga, nici în dreapta acestor discuții. Cred că toți suntem și dumnealui și liderii coaliției sunt maturi și știu că trebuie să trecem peste aceste evenimente interne politice care sunt în PNL sau în USR și lucrurile trebuie să meargă cu, să spun eu, cu calm, cu înțelegere, cu dialog mai departe și în această perioadă. Nu trebuie, să spun așa, presăi, bineînțeles că i-ar plăcea, nu trebuie exacerbate aceste discuții. Cum va decurge de aici încolo relația dintre UDMR și USR Plus, având în vedere că în ultima perioadă am tot văzut declarații belicoase aruncate de la distanță? L-am văzut pe Ion Stelian, ministrul Justiției, care spune că UDMR ar fi cel care ar trebui să iasă de la guvernare în discuția referitoare la SIJ, pentru că nu este de acord cu desființarea SIJ, pentru că nu respectă regulile. L-am văzut și pe Cristian Ghinea, care spunea de asemenea că UDMR este cel care nu își dorește desființarea secției speciale. Nu, noi am spus din start, toți cei de față cu dumneavoastră acum am fost la acele discuții care au fost în momentul formării coaliției. UDMR a spus că este de acord cu desființarea SIJ-ului. Am spus tot așa că modalitatea prin care să se realizeze ulterior transferul acestor atribuții trebuie să le discutăm ulterior. Domnul Stelian Ion gestionează această chestiune și încearcă să-și creeze o să spun așa, o masă de manevră mai mare, un teritoriu în care să aibă o disponibilitate de dialog mai mare. Nu aceasta este metoda. Dacă UDMR ar ieși de la guvernare, ar avea majoritatea să treacă desființarea SIJ? Cu cine? Dacă are majoritate, atunci poate să-l treacă și acum. Deci sunt lucruri care nu au fost gândite în declarația aceasta. Deci dacă există majoritate, poate să o treacă mâine. Să convocăm Senatul și să intrăm cu amendamentele și dacă domnul Stelian crede că are majoritate în Senat, poate să ducă proiectul mai departe. Dacă nu-l are, atunci hai să găsim împreună cu calm,
chiar dacă nici nouă nu ne plac întotdeauna toate deciziile, unele sunt mai aproape de ceea ce gândim noi, altele sunt mai, să spun așa, puțin mai îndepărtate de filonul nostru ideologic, nicio problemă, de aceea suntem în această coaliție ca să căutăm soluții împreună. Noi dorim ca să avem garanții pentru judecători, nimic altceva. Am spus, esența independenței justiției este independența judecătorului. Ori dacă un procuror poate realiza, cum s-a văzut în inspecția judiciară, a dat acel raport și nimeni nu l-a legat că l-ar fi corect. Avem clar definit în acea, să spun așa, acel raport posibilitatea prin care au fost deschise dosare asupra judecătorilor pentru a realiza o presiune. Am avut înregistrări audio aici din Oradea în această direcție. Eu cred că trebuie să fim mult mai prudenți decât doar rapid să bifăm un punct din programul de guvernare. Dar deci, în ședințele de coaliție așa se coaliție, poartă dialogul între USR Plus și UDMR? Ba tu să ieși de la guvernare, ba tu să ieși de la guvernare? Nu. Noi nu am cerut USR-ului să iasă de la guvernare, știți. Bă, suntem obișnuiți cu coaliții, noi nu putem conduce niciodată singuri, nu avem această posibilitate și avem o dexteritate mai mare și o răbdare mai mare în a lucra în coaliție. Dragoș Păslaru. Pe acest subiect nu cred că e vorba de o să spunem, tensiune atât de mare încât să iasă unii, să iasă ceilalți. Ceea ce este însă clar este că pentru USR Plus desfințarea secției este un obiectiv major care se leagă de reașezarea justiției conform unor reguli de bază în ceea ce înseamnă statul de drept. Aveți un deadline? Adică USR Plus are un deadline până când această secție specială va fi desfințată, că așa puteți să vă asumați acest lucru până în 2024, dacă această coaliție... Pentru noi este un obiectiv prioritar. Ne bucurăm că PNL este de acord cu noi pe acest obiectiv. Colegii de la UDMR, într-adevăr, au spus că vom găsi calea împreună. Cumva până acum, însă, mai degrabă s-au opus la propunerile pe care le-am pus pe masă și de aceea vă anunțam puțin mai devreme în emisiune că noi continuăm să propunem o serie de amendamente care cumva să reflecte ceea ce am înțeles că ar fi preocuparea domniilor lor. Ceea ce este însă pentru noi foarte clar este că în ceea ce privește SIJ, acest lucru nu este negociabil pentru USR Plus. Pentru noi este un obiectiv major de guvernare și cred că este pentru toată România întoarcerea la un regim de justiție independentă în care să nu ai acest tip de secție special. Este atât de important încât să ducă la ruperea acestei coaliții în cazul în care nu se îndeplinește? În momentul în care vom constata că există reavoință sau că există pur și simplu o reacție de opunere vehementă în fața unei astfel de reforme, evident ne rezervăm dreptul de a analiza ce lucruri putem să facem. În acest moment nu considerăm că nu există dialog sau că nu se caută o soluție. Tocmai asta am spus, că se pare că progresăm către găsirea unui text comun și cred că acest lucru a fost confirmat și de domnul Odon, că dumnealor sunt deschiși în a găsi soluția respectivă. Știți de ce v-am întrebat? Cristian Ghinea a spus că până în jumătatea anului 2022, deci anul viitor, se va analiza dacă partidul mai trebuie sau nu să rămână la guvernare și se lega și de această desfințare secției speciale. Dacă sunteți de aceeași opinie. Deci e acest deadline, jumătatea anului viitor, până atunci dacă nu se desfințează secția specială și nu îndepliniți reforme pe care le-ați promis în campanie electorală, va fi un moment de cotitură. Noi avem o responsabilitate față de cei care ne-au votat. Am pus pe masă în campanie electorală câteva lucruri care sunt cruciale. Desfințarea SIJ este unul dintre ele și avem în permanență evaluări cu privire la performanța guvernării. Adică eu sunt absolut de acord că trebuie să ai în permanență evaluări, că se fac de către un partid, de către alt partid, la nivelul coaliției. Astea sunt niște lucruri importante. Până la urmă... E un moment de cotitură, jumătatea anului 2020? Jumătatea... Nu știu dacă există neapărat o dată limită atât de fixă, dar cu siguranță când te uiți că ai început și guvernezi deja de un an jumate și pe o chestiune care a fost
stabilită, pusă în programă de guvernare, în care ai rapoarte ale Comisiei Europene și ale organismelor internaționale care sugerează că asta este o reformă critică și vezi că nu progresezi, da, bună oară, poți să pui la îndoială capacitatea de a livra niște lucruri pe care le-ai promis și dacă nu le poți promite, nu le poți implementa din cauza unor factori care te blochează, trebuie să spui pe șleau care sunt factorii respectivi și să iei atitudine. În acest moment nu suntem încă acolo, ca să precizez. Da? Dacă îmi permiteți încă o chestiune. Vă rog. Eu cred că programul de guvernare are foarte multe elemente și se cramponează în discursul public, inclusiv pe justiție, foarte mult doar pe SIJ. Dacă o să luați programul de guvernare, acolo sunt inclusiv pe justiție elemente cât foarte importante care pot fi rezolvate. Avem o serie de articole declarate neconstituționale în diverse coduri. Ar trebui să luăm acele elemente din codurile respective care au fost declarate neconstituționale și știți, Constituția spune avem 45 de zile în care ar trebui să cădem de acord pe decizii. Ok, domnul ministru m-aș bucura dacă s-ar ocupa de aceste lucruri. Magistraților, nu uitați că era o mare problemă pentru sistemul de justiție și am reușit să o rezolvăm în această sesiune parlamentară. Deci eu cred că avem și lucruri care le-am rezolvat și trebuie cu mult calm discutate toate. Noi avem timp să discutăm tot ce mi-am propus. Din păcate au fost și declarațiile, din păcate, din fericire pentru cei de acasă, pentru că au aflat despre măsurile de relaxare venite de la guvern, despre a treia cale în Partidul Național Liberal. Alina Gorghiu, voiam să vă întreb, credeți că Dan Motreanu va candida, Ilie Bolojan ar putea fi prim vicepreședinte PNL? Un răspuns scurt pe final. Orice fel de coleg poate să-și depună candidatura, e încă timp berechet. Dacă mă întrebați pe mine, asumarea e o trăsătură care ar trebui să predomine în Partidul Național Liberal și predomină. Rămâneți cu acest răspuns politically correct. Așa. Alina Gorghiu, senator PNL, Dragoș Pâslaru, din partea USR Plus Europarlamentar, vă mulțumesc, a fost și viceliderul deputaților UDMR Sabodon. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor, domnilor, urmează știrile zilei cu Teodora Tompea. Pe curând!